Una dintre cele mai grele lucruri pe care eu trebuie să le fac când filmez o mașină e să mă gândesc la un intro. De parcă am nevoie de o scuză ca să testez o mașină. Noul nu știu care, vechiul nu știu care, istoria nu știu care. Nu! Pur și simplu e o mașină și îmi place. Volvo S90 Air Design. Adică nu multe mașini mai încep cu LVY la seria de șasiu. Dacă aveți unul 2015, o să vedeți că aveți seria de șasiu de Suedia. Are aproape 5 metri lungime, este o mașină din clasa mare, limita superioară a clasei mari și un ampatament de aproape 3 metri. Noi avem versiunea D5 all-wheel drive acum și o să explicăm pe parcurs diferențele dintre D5, B5, T5 și așa mai departe, pentru că toată gama de motorizări Volvo este o întreagă mămăligă. Totodată trebuie menționată și platforma mașinii, platforma SPA folosită de Volvo și Geely, că chinezii sunt patronii lui Volvo acum. Toată gama 90, S90, V90, XC90, V90 Cross Country, dar și S60, V60, XC60 folosesc această platformă, care mai este folosită și de modelul sportiv plug-in hybrid Polestar 1, care nu e altceva decât un S90 coupé de 6 de cai putere. Spatele lui S90 arată bine, stopurile puteau fi un pic mai pline, aici depinde de gusturi, pare un pic dezbrăcat, dar proporțiile sunt bune, avem acest mic eleron al pachetului Air Design care o face să arate puțin mai bine. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar la soare vopseaua aceasta albastră, Bursting Blue, devine puțin mov-violet. Arată foarte bine, mi se pare că este culoarea cea mai bună pe un S90. Tot așa, pachetul Air Design aduce și aceste terminații ale evacuării trapezoidale, care sunt false, dar nu sunt de plastic, sunt metalice, nu știu dacă se aude. Sunt metalice, nu sunt de plastic, al alți producători. Țevile de eșapament adevărate sunt în spate și sunt rotunde. Pe fiecare parte. Merge. Avem un haion electric, dar nu știu dacă proprietarul l-a programat să nu se ridice în cauza că are garaj sau pur și simplu
e vreo problemă cu el. Haier acționat electric, avem un portbagaj de 461 de litri, capitonat în jos și pe lateral, dar metal, tablă expusă aici sus. Avem două puncte de ancorare, o priză de 12V, un volum de 461 de litri. Portbagajul este mai mult adânc decât înalt, deschiderea este foarte mare, aproape imensă. Și sub această podea falsă găsim o roată de rezervă de dimensiuni reduse care costă pe undeva pe la 200 de euro dacă o vrei. Tot așa mai avem și o plasă. Și cam asta e portbagajul. Aici avem și kitul de siguranță, kitul de prim ajutor, care în buna tradiție Volvo este prins cu Sky și se prinde automat de, nu are puncte de prindere, se prinde de oriunde. Dacă vrei să-l pui aici, poți să-l pui aici. Adică nu are puncte de prindere, poți să-l pui absolut oriunde, dar aici este locul lui. Eu l-aș pune sub podea falsă, dacă ar avea loc, n-are. Interesant este că nu toată mașina este vopsită, adică aici unde e roata de rezervă, vopseaua nu este la fel de multă precum pe restul mașinii. Interesant este că avem o roată de rezervă de mici dimensiuni, de 18 inci. Nu am văzut în viața mea o roată de rezervă atât de mare. Evident, portbagajul se închide tot electric. Avem aici sigla mare Volvo. Hai să vedem dacă puteți ghici prețul mașinii acesteia. S90 2020 Air Design D5, tracțiune integrală, cutie automată și ceva dotări pe ea. 50, 60, 70, licitează cineva mai mult, 80, 82.700 de euro preț de listă. Evident cu un discount, dar dacă vrei să-ți cumperi un S90 care pleacă de la 51.000 de euro la noi în țară și primești și varianta facelift, sau unul mai dotat care se duce în 80, se poate duce și în 90.000 de euro dacă vrei să-ți iei varianta nouă Recharge T8 Twin Engine de 392 de cai putere, nu uita să intri pe autovantage.ro, acolo unde compari ofertele de la dealer și primești prețul corect pentru mașina ta nouă, pentru viitoarea ta mașină nouă. Și având în vedere că este un Volvo, ai putea primi chiar un discount destul de frumos dacă intri pe AutoVantage. Te ajutăm noi. Dacă ați încercat să intrați pe AutoVantage în ultima perioadă și nu a mers, site-ul este în renovare deoarece succesul avut a fost prea mare și avem destul de mulți clienți. Site-ul va fi în renovare sau este în renovare, depinde când vedeți acest clip. Și tot procesul va fi automatizat. Doar clienții deja existenți au acces la platformă. Și acum să reluăm povestea pe care am spus-o la clipul nostru cu Volvo V90 Cross Country, care este fratele acestei mașini break înălțat. Da, gata. Ei, altceva. Parcă arată mai curat decât cel de la V90. Care-i treaba cu motorizările Volvo? Toată gama asta de motorizări Volvo este un talmeș-balmeș. T, B, D, Recharge, Twin Engine. Acum s-a mai simplificat puțin. Dar, ce trebuie să știți? Indiferent de ce motorizare alege, nu poți să ai mai mult de 4 cilindri. Toate motorizările, indiferent că sunt benzină, diesel, mild hybrid, plug-in hybrid, au aceeași cilindrie, 1969 cm³ și sunt făcute pe aceeași arhitectură, VEA, Volvo Engine Architecture. Acum vom vorbi despre această versiune, despre D5-ul cu tracțiune integrală, pentru că momentan, cel puțin pe facelift, nu ai poți să mai iei D5 cu tracțiune față sau nu știu dacă puteai vreodată să-ți iei D5 cu tracțiune față. D5-ul are versiune doar cu tracțiune integrală. Și avem în felul următor. Spre deosebire de alți producători care își montează motoarele pe această clasă, mă refer, longitudinal, Volvo le montează transversal, chiar dacă cilindrii sunt amplasați longitudinal. Dacă scoți acest capac, care este destul de moale, vei vedea că motorul este amplasat transversal. Iar tracțiunea în platforma în sine, SPA, este una bazată
cu tracțiune față. D5-ul este versiunea de top diesel și are o arhitectură cu două turbine și un compresor electric. Înainte de a spune puterea și toate cele, hai să vă explic cum stă treaba cu compresorul ăsta electric Power Pulse, pe care l-am povestit și în clipul nostru cu V90 Cross Country. Pentru a avea răspuns la pedală un pic mai bun, un compresor electric trage aer din filtrul de aer, îl înmagazinează într-o butelie de 2 litri, iar atunci când șoferul apasă pe accelerație și are nevoie de răspuns la pedală la turații joase, acest aer comprimat se duce în galeria de evacuare, adică la turbină. Iar turbina nu mai suferă de acest turbolac. După cum am văzut, nu e chiar așa. Bun. Acesta dezvoltă în mod normal 235 de cai putere și 480 Nm. 500 pe facelift, dar acesta nu este facelift. Deci ar trebui să producă 235 de cai putere și 480 Nm, atâta cât scrie în talonul mașinii. Dar dacă vedeți, vă uitați pe spate, vedeți că scrie avem versiunea Polestar Engineered. Deci înseamnă că am mai primit 5 cai putere în plus, 240 și 20 Nm cuplu, adică 500 în cap. Ceea ce înseamnă că produce 245, am zis chestia asta. Accelerează de la 0 la 100 de km/h în 6,9 secunde și atinge o viteză maximă de 240 de km/h pre faceliftul, că dacă ții faceliftul, este limitat la 180 de km/h, pentru că asta face Volvo începând cu mai 2020, limitează. Asta e aprilie 2020 fabricație, deci este printre ultimele pre-facelifturi. Limitează viteza maximă în mașinile sale pentru ca accidentele să se întâmple la viteze mai mici, să nu mai moare nimeni în mașinile Volvo. Asta e planul lor. Până în 2025, parcă, planul Volvo este ca nimeni să nu mai moară în mașinile sale. Dacă le iese, atunci nu e nicio problemă că mașinile sunt limitate la 180 de km/h. Sistemul de tracțiune integrală este simplu, este un sistem Haldex cu diferențial electrohidraulic, are o pompă hidraulică, exact ca la modelele VAG cu motor transversal. Nu este nici sistem Torsen, nici ca la BMW, este unul simplu, tradițional. Este un sistem reactiv, iar cutia de viteze automată, că e singura disponibilă pe această motorizare, este un Aisin cu 8 trepte, o cutie japoneză. Aisinul cu 8 trepte este folosit pe modelele cu motor transversal, printre care și BMW X1, X2, seria 1, modelele noi care au motor transversal și tracțiune față, diferite Opel-uri, diferite Peugeot-uri, mă rog, PSA-uri și cam aproape orice cutie automată cu 8 trepte pe motor transversal cu tracțiune față. Excepție fac Ford-urile, Hyundai-urile, Kia-urile, le găsiți pe internet dacă chiar că vreți să căutați. Consumul declarat pentru această mașină mediu este de 4,8 litri la 100 de kilometri. Asta în regimul New European Driving Cycle, care nu mai este de actualitate și era o mizerie de test pentru că nu lua în calcul nimic. Noul sistem VLTP menționează un consum de pe la 7 mediu, ceea ce se apropie mai mult de realitate. Pe ultimii 1000 de kilometri, această mașină a consumat 8,5 litri la 100 de kilometri. Deci nu e rău, având în vedere că avem o mașină atât de mare, cu tracțiune integrală și cu cutia automată. Începând cu 2018, acest motor D5, care este singurul care primește sistemul acela Power Pulse, a primit și sistem de epurare a gazelor SCL, Selective Catalytic Reduction, pe care o să-l explicăm acum. Că tot am vorbit de masă, dar n-am zis cât cântărește mașina, 1828 de kg, nu e nici prea mult, nici prea puțin pentru clasa din care face parte, este ok. Pentru un model cu tracțiune integrală și cutie automată și motor de 2 litri diesel. Diesel scrie aici, B7. Mașina poate primi motorină cu concentrație de biodiesel maxim 7%. Deci dacă vedeți pompe cu 10% sau B10, nu puteți să băgați sau nu este indicat. Dacă aveți B5, nicio problemă. Aceasta este concentrația maximă, nu cea recomandată. Că mașina poate merge pe motorină simplă, dar nu poate merge pe biodiesel. Nu confundați semnul de no biodiesel, cum mai sunt la unele mașini no biodiesel, nu confundați cu B7-le, care are concentrație 7% biodiesel. Mașina, când scrie no biodiesel, nu trebuie să te duci în nord și să pui de la pompă biodiesel pur. Și acum hai să vorbim despre acest sistem SCR, Selective Catalytic Reduction, cu
AdBlue. Ce este AdBlue-ul? AdBlue-ul este un lichid format din 67,5% apă deionizată și 32,5% uree. Această substanță este pe bază de amoniac. Amoniacul este injectat în filtrul de particule, acolo unde se întâlnesc noxele. Noxele, adică oxizii de azot. Amoniacul și cu acele noxe formează o reacție chimică ce transformă oxizii de azot în apă și azot, evident. Și înseamnă că nu mai sunt la fel de poluante și la fel de dăunătoare. Evident, acestea nu se elimină cu totul, dar devin din ce în ce mai eficiente și mai curate. Asta trebuie să știți. Rezervorul acestei mașini are 11,5 litri de AdBlue și rezervorul este se află undeva lângă rezervorul de motorină. După cum am spus, ea este injectată, iar lichidul este încălzit, pentru că el îngheață la minus 11 grade, dar are un sistem de încălzire, ceea ce înseamnă că el va merge și iarna. Chiar dacă nu este recomandat, dacă, nu știu, te duci în Siberia și sunt minus 30 de grade, până să se încălzească acel lichid AdBlue, mai durează puțin. Și interesant este că rezervorul de AdBlue are un sistem de măsurare a capacității sale cu ultrasunete. Nu este mecanic, nu este electric, nu este jojă, este cu ultrasunete. Nu știu de ce au făcut acest lucru, așa este la majoritatea mașinilor. Nu pot să vă dau explicații, dar interesant este de știut. Interiorul de la S90 nu diferă foarte mult de cel de V90 pe care l-am testat noi acum o lună. Dar avem o echipare Air Design și avem altă configurație cu diferite dotări. Dar haideți să începem întâi cu scaunele. Sunt mega confortabile, au piele perforată, sunt reglabile electric, încălzite și răcite și cu masaj. Îmi plac tetierele subțiri de la Volvo, forma este foarte bună, au și ceva susținere laterală, dar în principiu ele sunt axate pe confort. Continuăm cu volanul. Volanul care arată la fel ca un volan de Volvo normal, doar că scrie aici Air Design și are această spiță în piano black. Piano black găsim cam peste tot în mașină și se zgârie destul de ușor. Asta e o mașină nouă, din fericire încă nu s-a zgâriat, dar atenție, mare atenție pe viitor. Materialele sunt foarte, foarte bune. De exemplu, aici nu avem piele cu sută, este pur și simplu o spumă din aceea cu sută, dar este o spumă moale. Din păcate, nu avem penelul, ciocănelul cu noi ca să testăm materialele, dar vă spun eu acum că sunt destul de moi chiar și jos aici la fețele de uși. Unde am mai găsit eu niște chestii care mă deranjează sunt aici. Plasticul acesta de pe consola destul de ridicată este destul de ieftin comparativ cu restul mașinii, că așa n-ar fi o problemă. Și aici cusăturile nu se aliniază, dar în rest designul este foarte bun. Avem butonul de start motor de aici, butonul de moduri de rulare, pentru că mașina, o să vedeți mai târziu, are și moduri de rulare. V90 Cross Country nu avea. O cutie destul de mare cu două prize USB și un CD player care costă 109 euro dacă vrei să mai asculti muzică pe CD și a fost configurat pe mașina asta. Nu știu de ce. Haideți să vă arăt și... de aici este. Aceste ornamente metalice. Care e șmecheria cu mașina asta și cu ornamentele sale? Deși materialele sunt de calitate foarte, foarte bună, pe alocuri finisajele pot fi dezamăgitoare. De exemplu, mai ales la aceste ornamente, fie ele de lemn, fie ele de aluminiu sau de plastic, depinde ce alegi. Acestea par un pic tăiate ieftin și nu au aceleași lufturi peste tot. Aici îmbinarea e mai bună, aici e mai proastă. Și aici se vede o mică găurică de îmbinare. Am observat lucrul acesta pe mai multe modele Volvo. Designul, în schimb, interior, nu am ce să-i reproșez. Te simți special. Și acum haideți să vă arăt și sistemul audio Bowers & Wilkins de top, care costă 3600 de euro și se aude foarte, foarte bine. Adică după ce
asculti un astfel de sistem, ți-e greu să te mai întorci la o mașină cu un sistem audio normal. Adică este superb și arată și bine, cu grile metalice. Deci efectiv ai putea să razi cașcaval pe el. Simți calitatea și evident calitatea audio. Mașina are și padele, că am uitat să spunem, V90-ul nu avea padele, acestea sunt de plastic, chiar dacă apar de metal aici, e doar un învelic din ăla, o folie din aia de plastic, nu sunt metalice, tot de plastic se simt. Pentru o prezentare detaliată a sistemului de infotainment Sensus, vedeți clipul nostru cu V90 Cross Country, acolo am intrat în detaliu, în ceasurile de bord digitale, cu toate meniurile sale. Aici vreau să vă arăt doar câteva diferențe. Este același sistem neavând versiunea facelift. Nu avem un sistem schimbat. Dar observați aici cercul acesta rotund. Este, mașina fiind nouă, proprietarul a lăsat folia. Și într-un fel bine a făcut, pentru că ea se poate zgâria. La ecranele acestea noi de infotainment, la fel ca ecranele telefonelor, acestea se pot zgâria. Mai bine lași folia sau pui tu alta decât să se zgârie ecranul. Exact ca la V90, totul este identic cu meniurile sale, vă uitați voi, dar eu vreau să vă arăt două, trei lucruri. În primul rând, aici, la experiența acustică, neavând sistemul Bowers & Wilkins, V90 nu avea acest meniu. Și ai aici trei moduri de ascultare. Studio, și unde vrei să fie centrată muzica, și ofer toate, așa, etapă individuală și îți alegi tu aici intensitatea și învăluirea, așa merge proprietarul, așa am luat mașina, intensitate și învăluire la maximum și egalizatorul său. Și aici sala de concerte Göteborg și asculți muzică ca și când ai asculta muzică în sala de concerte Göteborg. Și eu numai pe Göteborg merg când prind câte un Volvo din acesta, pentru că se aude foarte, foarte plăcut. Poți să ascult și studio, pardon, poți să ascult și varianta de studio, cum se aude muzica în mod normal, dar după ce te obișnuiești cu Göteborgul, parcă nu-ți mai vine să te întorci la studio. Și interesant este că dacă dai muzica pe mut sau schimbi melodia, se aude un eco acolo, știi? Un sentiment foarte, foarte plăcut. Și cealaltă diferență pe care vreau să vă arăt este acest drive mode, selectorul meniului de rulare, care, apropo, totul este metalic și de calitate, inclusiv bricheta este așa. Volvo, unde vrea, se pricepe la feeling, la texturi. Și acum hai să vedem. Avem modul eco, modul confort, modul individual unde poți să selectezi tu preferințele personale de condus și modul sport, care se numește aici Polestar Engineered, pentru că avem acea echipare Polestar Engineered care îți mai dă 5 cai în plus în loc de sport. Și o să explic eu mai târziu la partea de condus niște diferențe. Acum revenim la unde era? Setare autoturism, nu. Setări, my car, mod de condus individual. Și aici îți selectezi tu, dacă vrei, presetări eco-confort, adică dacă vrei să fie presetate. Dacă vrei să nu fie presetări, atunci îți selectezi tu cum vrei modul individual. Afișa șofer, eco, confort sau Polestar. Așa se schimbă ceasurile de bord. Forță în direcție, adică asistarea direcției, scăzută, medie sau ridicată. Caracteristici grup motopropulsor, eco, confort sau Polestar. Și caracteristici de frânare, adică cât de tare apeși pedala de frână. Dacă apeși mai tare, pe normal, ea frânează mai tare. Dacă pe dinamic, apeși mai puțin și mașina se oprește mai tare. Climatizare pe eco și start-stop. Motorul în repaus dacă auto este staționar. Acestea sunt setările pe care tu le poți configura pe individual, un pic mai mult decât ce vezi pe la alți producători. Depinde de politica fiecăruia. În rest, sistemul de infotainment este la fel și îl găsiți în clipul nostru cu Volvo V90 Cross Country. Pe bancheta din spate de la
S90, te simți cam la fel ca la V90 Cross Country, evident. Și în principiu ea este foarte confortabilă și poate fi mult mai confortabilă decât banchetele unor competitori. Adică se simt foarte, foarte bine aceste scaune. O fi a banchetă, dar chiar sunt scaune individuale cu susținere laterală, sunt moi, sunt confortabile. Poziția la volan este cea a proprietarului acum, care deși nu este cu noi, are memoria, are poziția memorată și are undeva pe la 1,80 m înălțime, cam pe acolo. Și uitați cât spațiu am eu la picioare, este enorm. Și la cap nu pot să mă plâng, adică poți să ai 1,80-1,85 aici și să nu ai nicio problemă cu spațiu, chiar deloc. Evident, avem tunelul median prin care trece axul cardanic și nu recomand nimănui să stea în mijloc. Deși ai putea, dar este destul de dur spătarul, care evident găzduiește cotiera cu suporturi de pahare. O diferență pe care am observat-o față de V90 este faptul că aceste geamuri pot fi mici. Ai o senzație de asta, destul de întunecată în mașină. Dacă vrei o senzație și mai întunecată, ai aceste perdeluțe manuale pe lateral și ai perdeluțe electrice, pe o perdea electrică la lunetă. Scaunele încălzite spate sunt opționale, costă și ele vreo 200-300 de euro. Priza de 230V costă și ea 109 euro. Scrumiera și bricheta costă 30 de euro și avem și trapa aceasta care costă 1700 de euro în plus față de un model normal. E un loc foarte plăcut aici, ai și difuzoare Bowers & Wilkins. Asamblarea este solidă, materialele sunt bune. Nu am ce să zic de rău aici. Nu am. M-am găsit. Pe lângă priza asta de 12V, puteau pune și ei o priză USB, măcar una, dacă nu două. Și mai avem aici una, două, trei, patru puncte de ancorare, guri de ventilație și în spate. Și de la acest buton, care are corespondent în sistemul de infotainment, poți coborâ tetierele și poți rabata bancheta. Am plecat la drum cu Volvo S90 D5 All-Wheel Drive Air Design. Ce să începem? Scaunele, când vrei să le setezi, avem setări pentru perne laterale, pentru suport lombar, pentru masaj și pentru șezut, pentru extensie șezut. Și când dai de manetuță aici, e un pic de greu de învățat, dar te obișnuiești și vezi aici pe ecran îți apar setările. Am plecat. Mersi. Vreau să reglez scaunul și să las pe om. Acum mergem pe Eco. Și în loc de turometru, ai un indicator verde acolo care spune cât de eco merge. Ei bine, pe acest mod, motorul, sau cel puțin setările astea artificiale, sunt destul de anemice așa. De exemplu, uite, eu apăs acum pe pedală, nu se întâmplă nimic, deci răspunsul este mort. Dar măcar stai bine în confort, știi sigur că mașina nu o să-ți consume mult combustibil. Vizibilitatea este bună, oglinda centrală foarte mare, oglinzile laterale mari. În spate stâlpii nu sunt atât de groși pe cât te-ai aștepta. Și mai ai și acel gemuleț care desparte montantul C în două bucăți separate. Și ca și vizibilitate, foarte mișto. Volanul îmi place că este subțirel și rotund. Și padelele, imediat să ies de aici, vreau să plec ce pe Eco, nu se duce, se duce după aia dacă apeși un pic mai tare. Asta e un mod de mers chiar că super mega economic. Ca idee, modelul de aici este echipat cu suspensia adaptivă, cu amortizoare adaptive normale pe față și cu suspensie pneumatică pe spate, ca să fie un pic mai
confortabilă pe spate. Ca și suspensie avem McPherson pe față independentă pe spate. Nu este nimic ieșit din comun, dar mașina în sine a fost setată pentru confort. Pentru confort suprem. Nici motorul nu este gălăgios. Evident, dacă accelerezi mai tare, se simte. Uitați aici, kickdown pe eco. Și acum a pornit! Adică, scuză-mă, dar i-a luat ceva. Pe modul ăsta chiar că nu e niciun... Am văzut, ăsta e cel mai lag de kickdown pe care l-am simțit vreodată. Chiar că n-am mai simțit așa ceva niciodată. Dar, având în vedere că e modul eco, o iert. Și acum, hai să trecem pe modul confort. Trecem aici, o punem confort. Apropo, am uitat să spun că pe modul eco, stai să vă arăt. Treci pe modul eco, accelerează-o puțin. Ai luat piciorul de pe accelerație și cutia, transmisia trece în modul coasting. Practic, cutia de viteză este scoasă din viteză. Transmisia nu mai este legată la motor, motorul merge la ralanti și tu mergi inerția mașinii pentru consum redus. Dacă treci pe confort, mașina nu mai stă în modul coasting. Și răspunsul la pedală se îmbunătățește puțin. La 80 de km la oră avem până pe la 1500 de turații pe minut. Nu spune în ce treaptă e decât dacă dai de padele. Să zicem, urmează o curbă, ai nevoie de frână de motor, dai, eram a 7-a, acum suntem a 6-a, a 5-a, a 4-a și mașina se folosește de frână de motor, care la mașina asta frâna de motor nu este exagerată. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar dacă ai nevoie de frână de motor, mașina nu încetinește cum ai vrea. Este un motor cu 4 cilindri care nu, având doar 4 cilindri și având doar 2 litri, nu are frecări foarte mari și mașina, având greutatea mare și inerția mare, tinde să împingă motorul în continuare. Hai să întoarcem aici. Dacă mergi pe padele, dar vă arăt după aceea, întâi să întoarcem. Mai țin minte în ce clip. Cred că în cel cu Duster a fost Toyota Yaris. În șanță aici. Tema a doua. Bun. Ești în modul manual pe drive, pe confort și vrei ca mașina să schimbe singură și n-ai răbdare să aștept până se termină toată șmecheria. Mie mi-a dat-o pe automat acum, dar uite. Ești într-a patra, de exemplu, ba d-aia a treia, vrei să o treci pe drive. Ți-a apăsat pe plus și mașina trece pe drive automat. Și acum hai să încercăm un kickdown pe confort să vedem dacă e mai bun. Acum. Da, răspuns. Infinit mai bun. Nu pot să spun că este instant, dar față de eco este chiar acceptabil. 235 de cai putere, hai 240, da? 240 cu 500 Nm. Mașina nu este lentă. Poate părea un pic moluie așa în accelerație, dar la viteze mari viteza crește impresionant. Nu ai nevoie mai mult de 240 de cai putere. Se simte că este un motor de 2 litri și că nu este de 3 litri. Se simte lipsa cilindrei. Dar cuplul maxim și puterea în sine, deci cuplul maxim e de la 1700 la 2800 și puterea maximă este la 4000. Iar la viteză mare, după ce cu transmisia retrogradează, S90-ul urcă foarte bine în ture. Noroc că mai avem modul sport. Individualul ți-l configurezi cum vrei tu. Și intri pe modul Polestar Engineered, care este un mod pompos de a spune mod sport. Și răspunsul la pedală se îmbunătățește, mașina devine un pic mai nervoasă, toate acestea, zumzăitul de diesel nu este rău, nu este deranjant.
și începe așa să te joci. Suspensia devine un pic mai rigidă și viteza crește, dar nu simți viteza în mașina asta. Pe denivelările lungi pe care merg eu acum, mașina se comportă decent și înainte să trec cutia pe manual și pe sport, mașina devine un pic mai dinamică, dar nu devine, în niciun caz nu devine sportivă și în niciun caz nu devine super plăcută la condus, dar măcar devine un pic mai directă și mai incisivă. Nimic, ba, Doamne, ce turbo lag are în transmisie. Asta pe drive. Nu, e cutia pe drive. Și acum hai să trece pe cutia pe sport. Am observat o chestie interesantă. Dacă ești în viraj și ai nevoie să decelerezi puțin și frânezi, te duci, tot corpul tău se duce în față, retenița se duce în față și apeși pe butonul de următoarea melodie. Și acum hai să cutia pe sport, suntem pe modul sport. Să vedem cum schimbă cutia pe manuală. Po! Intra întâia, intra a doua, i-a luat mult, a doua, a treia i-a luat mai puțin. Și pe măsură ce crește în viteză, se îmbunătățește și acest răspuns. A treia retrogradare, nu este cea mai directă cutie, dar măcar pe modul manual poți să-ți ții raportul pe care ți-l dorești și să ai un răspuns la pedală mai bun în ieșirile din viraje. Și chiar și așa, mașina nu-ți oferă foarte mare încredere ca și condus. Poți să mergi într-un ritm alert, poți să încerci un mers sportiv, dar nu este făcută mașina pentru așa ceva. Ea urcă în viteză, este ok, adică nu știu, probabil că aș recomanda un motor mai puțin puternic decât pe acesta. Pentru că nu este o mașină cu pretenții sportive. Dacă într-adevăr îți place să accelerezi, să mergi tare, poți să îl iei pe acesta. Bam. Într-adevăr, cutia are ceva lag, nu se compară cu ZDF-ul OFHP, dar probabil nici nu e făcută pentru asta. Contează că schimbă lin, adică schimbările de treaptă sunt aproape imperceptibile. Hai să concluzionăm. Volvo V70 este un model premium din clasă mare, care este bine construit, arată foarte, foarte bine, costă o grămadă de bani, dar care nu se conduce foarte, foarte bine și are un portbagaj mai mic decât alte modele din clasă. Sunt multe lucruri care îl recomandă și sunt multe aspecte la care mașina asta excelează, dar și câteva la care nu. Mie mi-a plăcut, dar nu este genul meu de mașină prin prisma conducerii. Este destul de lent în cutie, lent în motor și na, probabil la facelift au mai îmbunătățit câte ceva, aștept să conducem. Acum e rândul vostru. Hai, vă place S90, vă place air design-ul, vă place Volvo în general? Ce părere aveți de faptul că această mașină e fabricată în China și nu în Europa? Vă deranjează acest lucru? Apropo, chinezii au și o variantă cu ampatament lung, un S90L. Vreau să vorbim în comentarii, știți foarte bine că vă dau inimioare și citesc toate comentariile și răspund la cine trebuie. Până data viitoare, nu uitați să dați un like și vă rog frumos, abonați-vă. Am crescut atât de frumos până acum, este păcat să nu creștem în continuare așa. Hai să facem 100.000. Nu e greu, o să ne ia ceva, dar hai să facem. Și nu uitați de autovantage.ro, locul unde compari ofertele de la dealer și primești cea mai bună ofertă sau, mă rog, un preț corect pentru viitoarea ta mașină nouă. Până data viitoare, v-am pupat! We'll be right back.
veșniță. Ea nu mă mădă, e mai ta. Ea să mă veșniță. Ea nu mă mădă, e mai ta. E mă așa, e să e mă așa, e să mă așa. Say more, understand this, I'm with you.